Ca de obicei, răspundem la întrebările voastre și abordăm problemele cele mai relevante pentru voi, cetățenii Republicii Moldova. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele de susținere pe care le-am primit de la voi în aceste zile. Suportul vostru este ceea ce ne face să mergem înainte și ne întărește în credință că suntem o alianță puternică cu voi, oameni care știu că suntem stăpâni la noi acasă. Și prima întrebare pe care o voi aborda. Și totuși, cine a câștigat aceste alegeri locale? Săptămâna a început cu rezultatele alegerilor locale generale și fiecare clan de putere conduse de Șor, Dodon sau Partidul PAS au declarat victorie. Dar dacă ne uităm mai bine, principalul învingător al acestor alegeri au fost banii. Banii negri nemunciți au câștigat aceste alegeri, din păcate. Fie că acești bani au venit de la Moscova prin offshore-uri, că au venit din Israel sau că au venit din bugetul de stat, redirecționați de guvernare. Anume, banii au decis aceste alegeri. Fără programe electorale clare, fără entuziasm și aproape fără dezbateri autentice. Acolo unde au ajuns banii dați de Ministerul lui Spânu, acolo au câștigat cei de la PAS. Acolo unde banii lui Șor au trecut pe sub nasul guvernării, a câștigat Șor. Iar la Chișinău, după cum ați văzut, ceva n-a învins după o campanie anemică a lui Lilian Carp. În raport cu Ion Ceban, dacă observați, partidul PAS mai mult latră, dar nu mușcă. Campania PAS în Chișinău a fost doar de formă. Achizițiile dubioase de la primărie nu sunt investigate, nici măcar folosirea abuzivă a banilor municipali pentru construcția partidului MAN nu a fost investigată sau documentată de instituții. Ceban a fost la rândul lui foarte pașnic în raport cu partidul de guvernare. Chiar la Băcioi, din câte ne spun membrii ALDE, de acolo Ceban a susținut candidatul propus de la PAS. Care este secretul? PAS îl pregătește pe Ion Ceban ca viitor aliat de guvernare. De ce? Pentru că partidul PAS dorește să păstreze monopolul asupra electoratului pro-european și deja știe că în următorul parlament nu va mai avea majoritate. Noi vom reveni la această temă în viitorul apropiat cu mai multe detalii. Iar între timp, după cum am anunțat, ALDE continuă cu hotărâre și determinare să facă dreptate oamenilor. Deja atelierul meu de croitorie este activ și din munca mâinilor mele voi dona mai departe pentru partidul care îl conduc. La fel vor face și colegii mei. Politica este o vocație, nu o meserie. Noi muncim pentru a ne permite să facem politică mai departe. Așa arată politica curată și așa vom învinge politicienii cu saci cu bani din bugetul de stat sau din fondurile furate de către Șor. Și acum o întrebare care mi-ați pus-o des. Și totuși, ce se întâmplă cu Șor? Apropo de banii murdari al lui Șor și ce se întâmplă de fapt cu Ilan Mironovici? După cum țineți minte, în campanie l-am provocat la dezbateri libere pe Ilan Șor pentru a explica cetățenilor toate acțiunile sale ilegale. Acesta, după ce a acceptat inițial, a amânat dezbaterea pe 7 noiembrie, după alegeri, la sfatul consultanților. Noi am lansat o serie de întrebări publice și i-am oferit timp să-și facă temele pentru acasă, în vreme ce noi așteptam pe 7 noiembrie răspunsul acestuia, cum a promis și el. Am aflat din presă că el, de fapt, își pregătea plecarea din Israel la Istanbul. Pentru că mi-a șoptit o păsărică la Tel Aviv, are deja un dosar deschis pe urma investigațiilor noastre din vara acestui an. Iar până la clarificarea acestui dosar, Ilan Șor a fugit din nou din fața responsabilităților. Iată, dragi prieteni, cine este Ilan Șor. Un fricos, un om care ar vrea să pară curajos, dar se ascunde mereu
se ascunde de fața justiției Republicii Moldova, se ascunde în fața unor dezbateri libere și mai nou, se ascunde în fața legii statului Israel. Indiferent de sentințele instanțelor din Moldova sau din Israel, domnul Ilan Mironovici Șor și-a dat singur un verdict, un laș care își lasă mereu complicii să plătească pentru păcatele sale. Noi urmărim cu interes și rămânem deschiși să dezbatem public cu Ilan Șor, așa că cetățenii să înțeleagă foarte bine ce fel de om el și ce fel de grup el conduce. Dacă va prinde curaj, desigur, pentru că pe termen scurt nu vedem mari șanse ca justiția Republicii Moldova să-l pună la locul cuvenit, adică în fața instanței de judecată și ulterior la pușcărie. Încă o întrebare des întâlnită de la voi, ce se întâmplă de fapt cu Curtea Constituțională? Și dacă tot discutăm despre justiție, săptămâna asta Curtea Constituțională a mai bătut un cui în sicriul reformei justiției. În primul rând, prevederile în baza cărora ex-procurorul general al Republicii Moldova a fost evaluat, suspendat și demis din funcții au fost anulate. Adică după 2 ani de scandal și de justiție la televizor, demiterea lui Stoianoglu este declarată ilegală. Mai mult, președintele Curții Constituționale a și demisionat după această decizie. Probabil sunt presiuni politice a celor de la PAS. Și după 2 ani de scandal și de justiție la televizor, revenim la punctul 0. De fapt, mai jos de punctul 0. Pentru că între timp a fost compromisă total credibilitatea CSP, credibilitatea Curții Constituționale și, de fapt, credibilitatea reformării justiției. Între timp, cu toate acțiunile abuzive ale PAS, acțiuni pe care le-au justificat prin lupta împotriva marilor corupți, de fapt, niciun mare corupt nu a ajuns după gratii. Nici Andronache, nici Platon, nici Șor, nici Plahotniuc. Și atunci înțelegem de ce alegerile din Republica Moldova sunt câștigate doar de sacii cu bani. Înțelegem că principalul responsabil pentru această degradare a democrației, a justiției și a statului de drept este, de fapt, partidul de la guvernare. Partidul Acțiune și Solidaritate. Bine, ei sunt responsabili, dar noi vom plăti pentru această aventură, prin corupția mai mare și mai agresivă, prin clanuri interlope, care deja acaparează sectoare de economie tenebră și, ca efect final, prin sărăcie și nesiguranță. Încă o întrebare des întâlnită, ce se întâmplă cu tariful la gaz în această iarnă? Am văzut cum Șor a promis cetățenilor ceea ce noi am cerut deja din luna august, gaz la 10 lei. Noi am cerut guvernului să își asume responsabilitatea pentru prețul la gaz, să demită conducerea Moldova Gaz și să plafoneze tariful la gaz de 10 lei. Adevărul este că tariful de 10 lei este realist, ținând cont de faptul că prețul de achiziție a rezervelor depășește 8-9 lei și că Republica Moldova a primit deja acumulat câteva sute de milioane de la SUA, UE și alți parteneri pentru criza energetică. Adevărul este că Vadim Ceban putea fi demis de CSE, la fel cum CSE putea scoate partide întregi din alegeri, la fel cum poate închide televiziuni și site-uri, la fel cum poate demite și șeful la Moldova Gaz. CSE poate să preia controlul asupra Moldova Gaz pe durata crizei. Ar fi fost simplu, just și chiar folositor pentru actuala guvernare. Ce au făcut cei de la PAS din nou? Au luat banii donați de parteneri externi și i-au direcționat spre proiecte. Pentru că din proiecte, partidul PAS își poate plăti consultanți, experți și UNED-urile afiliate, iar povara prețurilor mai, povara au aruncat-o iarăși pe spatele cetățenilor. Mai grav, au lăsat loc pentru manevre populiste ale lui Șor, au lăsat loc pentru consolidarea tendințelor separatiste la Comrat. În rezumat, incompetența și interesele de partid ale partidului de guvernare au generat o nouă criză. Din nou, la fel ca de atâtea ori până acum.
Iată de ce, dragii mei. Unul din obiectivele majore ale echipei ALDE pe termen scurt va fi alertarea partenerilor externe asupra situației grave care se creează în Republica Moldova. Vom comunica intensiv cu instituțiile europene, cu partenerii din SUA și din alte state care susțin onest Republica Moldova. Vom comunica inclusiv cu mass media internațională pentru a informa inclusiv contribuabilii, cetățenii din statele occidentale care ne susțin. Pentru că inclusiv partenerii externi trebuie să înțeleagă că noi, poporul Republicii Moldova, suntem stăpâni la noi acasă. Nu partidul de guvernare, nu ONG-urile afiliate guvernării, ci noi, cetățenii care plătesc pentru această degradare. Iar voi, prieteni, puteți contribui la acest efort. Apăsați butonul de urmărire la pagina noastră și distribuiți acest video. Dar dacă aveți posibilitatea, intrați pe site-ul alde.md și donați, pentru ca vocea alianței noastre să devină mai puternică și să se audă și la Washington, și la Bruxelles, și la București. Eu vă doresc o seară frumoasă tuturor. Puneți like și dați share. Toate bune!